se schimbă echipele la America Express, în prima etapă din Argentina. Laura Giurcanu are rechechiter pe Ari Sieram. În această seară, de la ora ora 21, la America Express începe prima etapă din Argentina. Se schimbă clima, se schimbă peisajul, dar și echipele. Așadar, urmează o ediție cu o dinamică surprinzătoare a competiției. Fiecare concurent va avea alt partener cu care va alerga în cursă, iar felul în care vor încerca să se înțeleagă reprezintă în sine o probă. După eliminarea la finalul etapei precedente a echipei formate din Ada și Toni Galeș, pe drumul soarelui au rămas cinci echipe, Alexia și Ari Ieram, Laura Giurcanu și Sânzeana Negru. Romica și Cătălin Sociu, Giulia și Vlad Huidu, Iulia Albu și Mike. Alexia, eram, suntem foarte fericiți că am ajuns în Argentina. Ei sunt cei care au ajuns în ultima țară a aventurii America Express Argentina, țara în care se va desfășura și finala. Doamne, cât am visat acest moment, a declarat Julia. Suntem foarte fericiți că am ajuns în Argentina, a spus Alexia, eram. Dacă nu realizăm că am ajuns atât de departe, atunci simțim, cel puțin fizic, că suntem în stageul 8, a comentat romica Tsociu au parcurs până aici peste 2500 de kilometri, cucerind Columbia și Ecuadorul. Iar acum se află în fața unei noi provocări, înrucât primele curse pe teritoriul argentinian aduc o cu totul altă dinamică a competiției, se schimbă echipele. Noile echipe de la America Express Pentru prima ediție din Argentina Vedetele vor fi nevoite să lupte alături de un alt chechipier iar schimbarea echipelor ar putea destabiliza cuplurile și ar putea influența clasamentul. Astfel, Julia va face echipă cu Iulia Albu, Vlad Huidu va fi echipierul lui Romica Tsociu, Mike va lupta alături de Cătălin Tsociu, iar Laura Giurcanu va fi în competiție împreună cu Aris Ieram, în vreme ce Sânziana Negru va forma o nouă echipă cu Alexia Ieram. Poziționarea în cursă în așa fel încât, la final, perechea inițială să aibă de câștigat se va dovedi un scop greu de atins. Întrecerea din această seară va aduce o combinație de misiuni inspirate de figurile ilustre și mari campioni ai Argentinei. De la istorie la fotbal și cursele de mașini, perechile vor avea parte de probe ingenioase din diverse domenii în cursa pentru calificarea la jocul de amuletă și jacher. Rămâne de văzut ce reacții vor avea concurenții la schimbarea echipelor și cine va câștiga amuleta.